Un incendiu a izbucnit la casa unui vârstnic din Dej. Pompierii au fost solicitați să intervină după ce acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări. Proprietarul în vârstă de 85 de ani a reușit să iasă în siguranță din locuință, deși se deplasează cu dificultate. Construită în mare parte din lemn, incendiul a cuprins cu rapiditate acoperișul casei. Detașamentul de pompieri din Dej au acționat pentru lichidarea flăcărilor. La doar un metru de curtea casei care ardea se afla și un hidrant care s-a dovedit un ajutor în operațiunea de stingere a focului. În urma intervenției cu mijloace specifice, respectiv cu două autospeciale de lichidare a incendiului cu apă și spumă, a reușit să stingem incendiul în aproximativ 25 de minute și faptul cel mai îmbucurător că persoana vizată, deci respectiv proprietarul casei în vârstă de 85 de ani, se află în stare bună, nu a fost pus în pericol nici într-un moment, fiind în afara pericolului. Se presupune că un scurt circuit electric este cauza pornirii focului, însă pompierii și polițiștii au înaintat cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor.